Bună dimineața, vă spune din nou Adrian Florea, Real Estate Broker la Grintera Realty. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu titlul Real Estate sau Imobiliare de la A la Z. Astăzi, episodul I. Ne revedem în plină vară, caniculară aș spune eu, deși am avut parte și de ceva ploi. O vară care să compenseze pentru unii plajele din Cuba, din Republica Dominicană, din Mexic și așa mai departe. Luna lui Cuptor bate la ușă, iar unii dintre noi își iau o bine meritată vacanță. Alții rămân pe baricade. În domeniul imobiliar, unii vând sau cumpără, alții investesc. Cu două emisiuni în urmă am discutat despre un subiect de sezon, cottage-uri, cu avantaje și dezavantaje, la ce trebuie să ne așteptăm atunci când dorim să investim într-un cottage. Data trecută discutam despre rolul agentului imobiliar și vă spuneam că real estate-ul este un act emoțional. Astăzi voi avea ca invitată o persoană care va lămuri în linii mari care ne sunt obligațiile către Canada Revenue în cazul în care dorim să investim în real estate, să revindem proprietăți, să închiriem, precum și multe alte aspecte. Ea se numește Andreea Vlădescu, contabil autorizat, membră din 2012 a Asociației Contabililor Profesioniști din Canada. Bună dimineața, Andreea! Mă bucur că mi-ai acceptat invitația de a participa la emisiunea Real Estate sau Imobiliare de la A la Z. Bună dimineața, Adrian, și celor care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu azi alături de tine și de telespectatorii emisiunii tale. Da, acum, Andreea, mulți dintre telespectatorii noștri te cunosc, dar aș dori ca pentru cei care te văd și te ascultă pentru prima dată să ne spui câte ceva despre tine, despre viața din România, Canada, realizări, cam ce crezi tu că ți-ar defini profilul și personalitatea? Sigur, Adrian, am să încerc să fac o scurtă prezentare. În România am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management. După terminarea facultății, m-am căsătorit și pentru că soțul locuia în Mangalia, ne-am hotărât să ne cumpărăm un apartament împreună în Mangalia. Am fost foarte aproape de Marea Neagră, o vedeam din balcon și timp de 4 ani am stat acolo, după care am primit aprobarea să emigrăm în Canada. Aceasta se întâmpla în anul 2002. Ajuns în Canada, ca orice emigrant care vine cu două valize și cu foarte multă speranță și determinare să înceapă o viață nouă, mai bună. Și noi am trecut prin toate încercările unui emigrant, unele mai ușoare, altele mai grele. În Canada mi-am continuat studiile în domeniu și în anul 2012 am obținut acreditarea de contabil autorizat. De atunci sunt membru al Asociației Contabilor Autorizați, se numește CPA pe scurt, Certified Professional Accountant. Acum am firma proprie de contabilitate care oferă servicii de contabilitate, pregătește declarația anuală de venit atât pentru persoane fizice cât și pentru corporații, Income Tax Return, cum o numim noi aici. În general, lucrez cu firme mici și mijlocii. Iubesc ceea ce fac și întotdeauna încerc să am o balanță între timpul dedicat clienților mei și cel dedicat familiei. Am lucrat mulți ani în diferite corporații mari ca angajat și această balanță era inexistentă. Pentru mine, familia este foarte importantă și sunt mândră de cei doi copii minunați pe care i-am, care s-au născut în Canada. Întotdeauna ne-am sprijinit unul pe celălalt ca să avem realizările dorite în Canada. Ne plac călătoriile și întotdeauna căutăm să vedem locuri noi, să gustăm noi feluri de mâncare, să învățăm tradițiile și obiceiurile locurilor unde mergem. Aceasta este o mică prezentare. Da, îți mulțumesc. Să știi că m-a impresionat, îți spun sincer, cu trei puncte. Primul ar fi balconul cu vedere la mare din Mangalia. Nu știu, poate eu dacă aș fi avut o astfel de vedere, n-aș fi părăsit România, pentru că iubesc foarte mult marea și apa. În fine, e o chestie personală. În al doilea rând, faptul că îți iubești meseria și faci o mare diferență între a practica o meserie doar pentru rațiuni financiare și a iubi ceea ce faci. Și al treilea punct care mi-a plăcut, cum ai prezentat familia și faptul că ești o familistă convinsă.
Felicitări. Știam că ești o femeie extraordinară și o profesionistă extraordinară, dar nu am stat atât de mult în amănunt cu tine ca să aflu atâtea, încă de la bun început. Acum, știu că întotdeauna ești bine pregătită și pusă la punct, așa cum un contabil autorizat profesionist se cerea fi. Pe acest motiv, Andreea, te întreb, ce ai dori să discutăm astăzi? Astăzi, Adriana, aș dori să abordez câteva aspecte legate de taxele pe venit, care trebuie luate în considerare la vânzarea, cumpărarea unei proprietăți imobiliare în Canada. Ok, bun. Dar ca să ajungem la taxele pe venit, ți-aș propune întâi să începem cu raportările cerute de CRA la vânzarea proprietății imobiliare principale. Ce noutăți sunt sau schimbări recente au apărut în acest sens, Andreea? Sigur. Începând din anul 2016, Canada Revenue Agency cere raportarea obligatorie a oricărei proprietăți vândută din 2016 și ulterior, inclusiv reședința principală a fiecăruia. O reședință principală, ce numim noi o reședință principală, poate fi o casă, o cabană, cottage, cum se numește aici, un condominium, apartament într-o clădire de apartamente sau într-un duplex, sau chiar și o remorcă, casă mobilă sau barcă care are și camere amenajate pentru dormit. So, abordarea este vastă, nu e necesar numai să fie casă, este flexibilă descrierea. Și aș vrea să fac o precizare că persoanele cu statut de non-rezident nu se încadrează în discuția de astăzi. Eu mă refer mai mult pentru persoanele cu statut de rezident. Ok, am înțeles. Când un proprietar care are o rezidență legală în Canada vinde locuința principală, nu trebuie să plătească de obicei impozite pe profit din vânzare datorită scutirii de care beneficiază numită Principal Residence Exemption în engleză. Canada Revenue Agency va permite Principal Residence Exemption numai dacă proprietarul raportează și desemnează reședința principală în impozitul pe venit și în declarația de beneficii. Dacă uită să facă această desemnare în anul vânzării, este foarte important să solicite Canada Revenue Agency să-i modifice declarația de impozit pe venit pentru anul respectiv. Da, da. Ok, am învățat mult. Deci nu e vorba de declarație doar pe o casă sau condo, chiar și dacă avem un mobile home, cum ai spus tu, sau o barcă ce are un dormitor. Foarte interesant. Ok. Ar fi, Andreea, important de știut care sunt consecințele pentru raportările incorrecte sau chiar lipsa declarației la vânzarea unei proprietăți imobiliare. Cred că multă lume ți-ar pune această întrebare și ar sta cu sufletul la gură să afle răspunsul. Te rog. Sigur. În cazul în care un proprietar nu raportează vânzarea unei reședințe principale, acesta ar putea fi supus unei penalități de întârziere de $100 pe lună până la valoarea maximă de $8,000, potrivit reglementărilor Canada Revenue Agency. În plus, dacă un proprietar nu raportează vânzarea, scutirea pentru rezidența principală poate fi refuzată și, prin urmare, proprietarul va fi impozitat pe câștigurile de capital. Ceea ce este destul de grav pentru că afectează bugetul. Da. Bineînțeles, da. Și este 50% capital gain, care este considerabil la, în special la proprietățile imobiliare cu valoare mare. Da, da, da. Ok, am văzut că ai o mică reticență când folosești cuvinte în limba engleză. Te rog să n-ai niciun fel de reticență. De ce? Emisiunea noastră, evident, poate că este urmărită și de către românii din Canada, dar este adresată cu precădere românilor. Este adresată românilor din Canada, chiar dacă este urmărită și de către românii din România, am vrut să spun. Deci este foarte important prin ceea ce povestim noi aici și discutăm să lămurim anumite aspecte care ajută, bineînțeles,
românii de aici din Canada. Pentru cei din România ajută mai puțin sau chiar deloc, aș zice eu. Deci, liniștit poți să folosești cuvinte și termeni în limba engleză care de multe ori apar inerent în discuțiile, în discuțiile noastre ale românilor de aici. Da. Mulțumesc, Adrian, și foarte bună precizare. Câteodată nu poți să traduci exact termenii în engleză și nu prea au aceeași semnificație. Exact. Și dacă i-ai traduce, cum ai spus tu, nu au aceeași semnificație și atunci nu exprimi poate exact ceea ce ți-ai dori să exprimi. Așa este. Deci, liniștită. Bun. Te-aș ruga acum să ne creionezi un tablou spunându-ne care sunt tipurile specifice de tranzacții imobiliare în care poate intra o persoană ce dorește să cumpere o proprietate imobiliară aici în Canada, în Ontario, și care sunt implicațiile din punct de vedere a taxelor pe venit în fiecare situație în parte. Sunt patru categorii principale de tranzacții. Cumpărați pentru a cesiona, a doua cumpărați să revindeți, a treia categorie cumpărați pentru a construi și a vinde într-un timp scurt și a patra categorie cumpărați pentru a închiria. Am să vorbesc pe scurt de fiecare, atât cât ne permite timpul, bineînțeles. Sigur, nicio problemă. Prima este categoria la care aș vrea să mă refer, este cumpărați pentru a cesiona. Ok, Andreea, dacă îmi permiți să te opresc o secundă aici, pentru că aș dori să definim puțin termenul de cesiune și verbul a cesiona. Aș dori ca eu aici, în calitate de realtor, de agent imobiliar, să fac câteva precizări, dacă îmi permiți. Te rog. Da. Deci acest termen a cesiona înseamnă a transmite un drept de creanță unei alte persoane în temeiul unui contract de cesiune. Poate încă nu a fost foarte clar pentru toată lumea. Deci pe înțelesul tuturor, de a renunța de bună voie la un drept în avantajul cuiva, de a ceda acest drept unei persoane prin forme legale. În contextul dat al tranzacțiilor imobiliare, hai să vedem cum se explică el și să vă dau un exemplu. De obicei îl întâlnim atunci când un cumpărător încheie un contract cu un constructor, da, pentru a cumpăra o casă nouă. Este vorba de acea clauză din contract numită assignment clause, adică această clauză de cesiune. De ce ne folosim de ea? Să presupunem că la data încheierii contractului cu builderul pentru a ne construi o casă nouă, suntem calificați, da, la suma totală de cumpărare. Ne place ideea, locul unde va fi amplasată casa, în ansamblu ne convine totul. Bun, dar să nu uităm că până la construirea casei și intrarea în posesie este o cale foarte, foarte lungă, da? Poate trece un an, poate trec 2 sau chiar 3 ani până la construirea casei. Ei, problema e că în acest timp s-ar putea ca unul dintre membrii familiei să-și piardă locul de muncă, iar celălalt să nu se mai califice pentru mortgage doar cu un singur venit. Da? S-au întâmplat cazuri. Sau poate interveni un divorț, un deces, sau, eu știu, acceptarea unui nou loc de muncă într-o locație cu mult îndepărtat de casa ce urmează a se construi. Și atunci, beneficiarul contractului, prin această clauză de cesiune sau assignment clause, vinde casa unui alt cumpărător. De fapt, el vinde doar contractul, iar noul cumpărător va încheia cu builderul tranzacția la sfârșit, când casa este deja construită și intră în posesia ei, evident. Acum, datorită creșterii prețurilor, de multe ori beneficiarul inițial al contractului vinde cu o sumă mai mare decât ar fi trebuit el să plătească. Iar această diferență reprezintă un venit pentru el, da? Acest venit, evident, se impozitează conform CRA, nu? Și acum, Andreea, pasez mingea în terenul tău și te rog să ne explici mai departe cum trebuie să procedăm. Și scuză-mi, intervenția poate a fost puțin prea lungă. Este foarte binevenită și ai descris exact procesul din punct de vedere al real estate. Mai bine ca mine, cred că ai făcut-o. Eu acum am să vin să completez, să spun care sunt implicațiile din punct de vedere al taxelor. Vreau să spun că pentru primul cumpărător al proprietății
el trebuie să raporteze profit din vânzarea de cesiune în anul în care și-a atribuit drepturile. Cu permisiunea constructorului, vreau să precizez că constructorul trebuie să-și dea acordul pentru această tranzacție. Primul cumpărător să își atribuie drepturile celui de-al doilea cumpărătorului secundar. Cu permisiunea constructorului, cesionarul își asumă răspunderea pentru achiziționarea acelei proprietăți. Canada Revenue Agency consideră în general că orice profit dintr-o vânzare de cesiune este venitul afacerii, cum numim aici business income, deoarece întreaga tranzacție durează o perioadă scurtă de timp și este realizată cu intenția de a obține un profit rapid. În cazul în care proprietatea este o construcție nouă, încă nu a fost ocupată, suma totală primită din vânzarea cesiunii, inclusiv depozitul care este plătit inițial, este supusă și taxei pe bunuri și servicii, cum o numim noi aici GST, EGST. Aceasta este foarte important pentru că această taxă se adaugă la valoarea inițială și va mări prețul de cumpărare. Da. Aș vrea să trec acum la a doua categorie, cumpărați să revindeți. În acest scenariu, o persoană cumpără o proprietate, intră în posesia ei și de obicei face unele renovări. După îmbunătățirea locuinței, proprietarul vinde proprietatea și câștigurile fac parte din venitul lui. Este posibil ca... E vorba de ceea ce numim noi un flipping, da? Exact, acesta este flippingul clasic. Da. Ok, scuză-mă. Nicio problemă. Este posibil ca proprietarul să fi locuit în proprietate în timp ce făcea îmbunătățiri. Cu toate acestea, acest lucru nu-i dă dreptul la scutirea de reședința principală, deoarece intenția a fost întotdeauna să cumpere, să îmbunătățească și să vândă pentru profit. La când se fac raportările anuale la CRA, trebuie să raporteze orice profit atunci când cumpără pentru a revinde ca business income și este impozitat în modul specific business income-ului. A treia categorie de tranzacții imobiliare este cumpărați pentru a construi și a vinde într-un timp scurt. A cumpăra pentru a construi și a vinde este ca și cum ați cumpăra o proprietate construită de altcineva pentru a o revinde, cum am vorbit la punctul 2, dar implică de obicei o persoană care cumpără terenuri vacante și construiește o proprietate care apoi este vândută sau cumpără o casă care este apoi semnificativ renovată sau chiar demolată și înlocuită cu o construcție nouă. Este posibil ca contribuabilul să fi locuit în proprietate în timp ce făcea îmbunătățiri. Din nou, Canada Revenue Agency nu îi dă dreptul să se încadreze la acea reședință principală, Principal Residence Exemption, deoarece intenția a fost întotdeauna să cumpere, să îmbunătățească și să vândă pentru profit. Veniturile realizate din această tranzacție trebuie raportate ca și business income. Da. Și ultima categorie, cumpărați să închiriați, cred că este foarte familiar în Canada. Sigur. Și este foarte utilizată, vreau să zic. În acest scenariu, o persoană cumpără o proprietate pentru a obține venituri din chirie. Când proprietatea este vândută, trebuie să raporteze orice profit câștigat ca și capital gain, câștig de capital. Pe perioada când proprietatea este în rent, nu poate beneficia de rezidența principal residence exemption. Dacă proprietarul dorește să o transforme în rezidență principală, o poate face și pentru acea perioadă specifică va beneficia de principal resident exemption. Este o formulă care se aplică și se calculează câți ani a fost proprietatea lui, câți ani a fost cu chirie și atunci se va calcula acest capital gain la care se aplică perioadele închiriate. Da. Exact, la care se aplică 50% tax. Aceasta este legea în Canada. Da, make sense. Da.
Aș mai menționa un lucru important. Auditurile legate de proprietățile imobiliare au loc în mod regulat în toată Canada și vreau să zic că Canada Revenue Agency și-a sporit recent eforturile de conformare în sectorul imobiliar, în special în domeniile în care activitatea speculativă a crescut. Dacă declarația de taxe a contribuabilului este selectată pentru audit, factorii pe care Canada Revenue Agency îi va lua în considerare pentru a stabili dacă s-a raportat corect vânzarea imobiliară sunt următorii: tipul de proprietate vândut, care este tipul proprietății, structura, cât timp a fost deținută de proprietar, istoricul proprietarului de vânzare a proprietăților similare, dacă s-au făcut lucrări mari la proprietate, cum am spus, să fie demolată și să fie reconstruită, dacă de ce s-a vândut proprietatea, care a fost motivul vânzării, și intenția proprietarului de a cumpăra proprietatea. Care a fost intenția lui de la început? Bine, acesta este un lucru subiectiv, se poate demonstra cam greu că a vrut să a vrut să vândă de la început, dar toți ceilalți factori dinainte vor juca un rol important. So, decizia Canada Revenue Agency este o decizie cumulativă a factorilor indicați mai sus și atunci ei vor aproba sau nu acea principal residence exemption, care este foarte importantă și, bineînțeles, elimină taxele. Da. Acum, da. Evident că și această decizie a CRA-ului poate fi contestată în instanță și se poate demonstra contrariul. Pentru că este foarte, foarte greu, așa cum ai spus și tu, să demonstrezi din start intenția de cumpărare pentru a revinde. Exact. Poate exact. La început intenția a fost de a sta în proprietate, după aceea au intervenit tot felul de probleme financiare sau de alt ordin și s-a schimbat decizia inițială în decizia de a revinde. Destul de subiectiv și foarte, foarte greu de demonstrat în instanță, chiar de către CRA, intenția inițială de a cumpăra pentru a revinde. Sincer, părerea mea. Da, și eu sunt de acord și vreau să spun că mai sunt situații când contribuabilul nu are informațiile necesare ca să raporteze tot venitul și face o greșeală. Nu? Toată lumea face greșeli, nu este ceva, nu trebuie. Nu este foarte grav în momentul în care cineva a realizat greșeala. Și faptul că contribuabil nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale, mai este o șansă să se califice pentru scutirea de penalități prin intermediul programului de declarație voluntară. Voluntary disclosure se numește. Canada Revenue Agency oferă contribuabililor șansa de a prezenta și de a-și corecta informațiile în declarația de venituri la sfârșitul anului prin intermediul acestui program. Vreau să precizez că această declarație voluntară trebuie făcută înainte de a se sesiza Canada Revenue Agency. Odată ce tax return-ul a fost selectat pentru audit, această declarație nu mai este luată în considerare. Deci atunci când ai realizat că ai făcut o greșeală, există posibilități de a amenda income tax return. Nu este capătul lumii, sfârșitul lumii, dar trebuie scluate într-un anumit timp, într-un anumit interval de timp și se pot corecta. Da. Și eu mai am o rezolvare atunci când omul realizează că a făcut o greșeală, o rezolvare foarte simplă din punctul lui de vedere, să pună mâna pe telefon, să te sune pe tine și să dregeți împreună busuiocul. Pentru că un profesionist întotdeauna știe și îl îndrumă în mod foarte clar și legal pe cel care are de făcut astfel de declarații și știe cum să pună problema. Și cred că vei fi de un real folos pentru toți care sunt în situația asta de a declara astfel de impozite pe veniturile provenite din tranzacțiile imobiliare. Da. Mulțumesc, Andreea.
Da, dacă vrei să completez ceva, scuză-mă, te-am întrerupt. Nu, am vrut să-ți mulțumesc pentru, da. Pentru concluzie. Da, extraordinare informațiile tale, iar acum pe final te-aș ruga să coagulezi în doar câteva fraze concluziile ce se impun în legătură cu acest subiect puternic pe care l-ai abordat astăzi. Da, în final doresc să precizez că, așa cum ai spus și tu, întotdeauna este bine să consultați un specialist în domeniu, în domeniul imobiliar, un contabil și un avocat pentru a lua decizia potrivită situației dumneavoastră. Investiția în proprietăți mobiliare implică sume de bani importante, are diverse implicații în ceea ce privește taxele pe termen scurt și pe termen lung. Soluțiile sunt diferite pentru fiecare, deoarece situația fiecărui familii, a fiecărei persoane este diferită. Așa cum și obiectivele pe termen lung ale fiecăruia sunt diferite. Și trebuie să menționez și toleranța la risc a fiecărui individ este diferită. Sunt persoane conservative sau persoane flexibile care își asumă riscuri mai mari. E bine ca fiecare să analizeze toți acești factori, să pună în balanță și să ia decizia cu care vor fi confortabil pe termen lung, nu neapărat în anul când investiția se realizează, când proprietatea se cumpără. Fiecare specialist, din ce anunțați mai devreme, agentul imobiliar, contabilul, avocatul, vor furniza informațiile și detaliile corespunzătoare fiecărui tip de tranzacție și riscurile aferente bazat pe experiența și cunoștințele în domeniu. Nu ezitați să faceți acest pas și nu o să vă pară rău pe termen lung. Așa este, așa este. Andreea, eu îți mulțumesc mult de tot pentru intervenția ta de astăzi, atât de clară și la obiect. Și sunt convins că informațiile furnizate de tine vor fi de un real folos telespectatorilor noștri. Vor ști ce au de făcut de azi înainte. Asta nu că nu ar fi știut și până acum, da? Să nu fiu greșit înțeles, dar poate că nu toți și poate că nu atât de specific și în toate tipurile de tranzacții imobiliare întreprinse de ei. Îți mulțumesc și în numele lor și ce pot eu să spun pe final de emisiune, îți doresc o vară frumoasă și fructuoasă. Mulțumesc încă o dată, Adrian, pentru invitație. Sper că informațiile prezentate vor fi folositoare celor care ne urmăresc. Doresc tuturor o zi bună și o vară cât se poate de frumoasă. La revedere! Mulțumim! La revedere! Eu mai rămân cu dumneavoastră pentru partea de final. Doresc să vă spun că invitația de a participa în emisiune rămâne deschisă tuturor oamenilor de business, tuturor celor care au legătură directă cu domeniul imobiliar, cum ar fi constructori, antreprenori, mortgage brokeri, asigurări, contabilitate, alți agenți imobiliari și așa mai departe. Cei interesați mă pot contacta pe privat sau mă pot suna. Înainte de a trece la tragerea la sorți, reamintesc faptul că în fiecare săptămână, la finalul subiectului prezentat, așa cum v-am obișnuit deja, voi face o nouă extragere. Ofer câte un gift certificate de fiecare dată. Deci, dacă sunteți posesorul unui astfel de gift certificate și îl folosiți împreună cu familia dumneavoastră, beneficiați de un rebate de $500 în cazul în care cumpărați o proprietate cu mine sau de $1000 dacă vindeți o proprietate cu mine. Gift certificate-ul este transmisibil și în cazul în care îl oferiți cadou unui prieten, vecin sau coleg, atunci acesta din urmă va beneficia de rebate-ul amintit adineauri. O ultimă lămurire, gift certificate-ul nu este valabil pentru închirieri. Bun, condițiile de participare sunt foarte simple și transparente. Scrieți un comentariu și dați un share emisiunii. Atât. Sper că nu cer prea mult, sper că nu ofer prea puțin. Câștigătorul de data trecută a fost domnul Adrian Vorovenci. Felicitări încă o dată. Și acum hai să vedem cine este câștigătorul sau câștigătoarea de astăzi. O invit alături de mine pe asistenta mea, Cassandra. Hi everyone. Hi. Ai adus aici bilețelele? Bun. Hai să amestecăm, să se vadă așa. Amestecă. Stai să
Întoarcem spre cameră, așa, amestecă tu. Bine. Și extragem un bilețel. Bun. Așa, hai să vedem. Despre cine este vorba? Bun. Ok. Câștigătoarea de astăzi se numește Jana Iluță. Felicitări! Doamna Jana, vă voi contacta într-un mesaj privat pentru a vedea cum ne putem întâlni și a intra în posesia gift certificate-ului. Cam atât pentru astăzi. Voi oferi mai jos transcrierea înregistrării video pentru a fi mai ușor celor care doresc să spicuiască anumite pasaje din ce am discutat astăzi aici. În emisiunea viitoare îmi propun să dezbat o altă temă, cred eu interesantă, sugerată de unii dintre dumneavoastră. Aștept pe mai departe comentarii și propuneri pentru noi teme. Nu uitați, un comentariu și un share vă propulsează în participarea unei trageri la sorți pentru un alt gift certificate în valoare de 500, respectiv 1000 de dolari, pentru cine cumpără sau vinde o proprietate cu mine. Dacă v-a plăcut acest material video și l-ați considerat util pentru dumneavoastră, familia, colegii sau prietenii dumneavoastră, nu uitați să dați un share și să scrieți un comentariu pe Facebook și subscribe pe YouTube. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, eu, Adrian Florea, împreună cu asistenta mea, Cassandra, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă dorim tot binele din lume, multă inspirație în tot ceea ce faceți, sănătate și liniște sufletească. Pe curând!